A dus numele României peste ocean și le-a luat aurul și argintul americanilor. Polițistul Albert Mufturel, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Mehedinți, a adus cinste țării sale și instituției din care face parte. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a susținut mereu sportul și un stil de viață sănătos, iar tocmai de aceea i-a oferit toată susținerea campionului mondial pentru cinstea ce a adus-o județului nostru. Nu pot să-i spun conferință de presă, mai degrabă o întâlnire prietenească cu domnul Cristi Mufturel, care recent s-a întors de peste ocean cu două medalii, una de aur, nu, și una de argint, de la campionatul Cupa Mondială de Bodybuilding. Este un sportiv pe care noi, primăria de anul acesta, l-am sprijinit, îl ajutăm. Îl ajutam și în anii trecuți, dar nu a fost legitimat în municipiul nostru. De anul acesta, de când este legitimat, are sprijinul nostru. V-am spus și altă dată, sprijinim pe toți cei care vor să facă performanță, de la copii și juniori până la seniori, oameni care muncesc, care trudesc în sălile de antrenament, pe stadioane, acolo unde își desfășoară activitatea. E o cinste pentru noi ca și municipiu. Cristi este deja și campion mondial, are campion balcanic, național, are foarte multe titluri și ne bucurăm că începând din această vară, toate aceste titluri se vor regăsi în municipiul nostru, într-un club care aparține de Drobeta Turnu Severin și pe care primăria, cum vă spuneam, a hotărât să-l sprijine. Primarul municipiului Marius Creciu, un iubitor al sportului, a oferit toată susținerea și sprijinul sportivilor de performanță, care prin munca acestora aduc numele municipiului în toate colțurile lumii. Albert Cristian Mufture, luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Mehedinți, a bifat o reușită formidabilă în cariera sa sportivă. A obținut locul întâi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, organizat la Miami. Să mulțumesc primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin și domnului primar pentru susținerea acordată înainte de a urca pe scenă, care contează foarte mult, pentru că după război toată lumea te felicită și spun că este ok, dar să aibă încredere în tine înainte de a te duce la război, contează foarte mult lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult, sper, mai am un concurs acum în noiembrie, sper și acolo să aduc niște rezultate deosebite, adică să recâștig titlul de campion mondial absolut. Și pe viitor o să mai fie concursuri, o să particip la ele. Mai avem băieți care participă din Severin. Unul dintre ei este notarul Prișor, care a luat anul acesta la Național, a luat locul 1 pe categoria lui. Va merge cu mine la Mondiale și sperăm ca de la anul să avem mai mulți sportivi care urcă pe scenă, începând de la concursurile internaționale și naționale, și să ducem la alt nivel ramurile acestea în Drobeta Turnu Severin. Tată, soț, luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale ale IPJ Mehedinți, poate pare greu de crezut, însă toate acestea le realizează cu succes. Sportivul nostru, care a obținut atât în România cât și peste ocean nenumărate premii și medalii, făcându-ne mântii la nivel național, internațional, dar și mondial. A fost o lună plină de realizări pentru campionul nostru, participând în America la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, obținând argintul, dar și aurul. Albert Mufturel a lucrat timp de 16 ani la ISU Mehedinți, iar din 2021 este luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Mehedinți.